Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Carina Miller și bun găsit la Telejurnal. Suntem pe TVR Moldova și TVR Info. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Republica Moldova se numără printre cele 94 de țări care au votat rezoluția Adunării Generale ONU ce prevede că Rusia trebuie trasă la răspundere pentru invazia brutală din Ucraina. De astăzi, pe globul pământesc sunt 8 miliarde de oameni. În Republica Moldova se înregistrează însă un declin demografic. De astăzi și până în ajunul sărbătorii nașterii lui Iisus, creștinii ortodoxi de stil nou sunt în postul Crăciunului. Preoții îi sfătuiesc să nu fie atenți doar la alimente, ci și la fapte și gânduri bune. Uniunea Europeană a crescut asistența financiară pe care o va aloca Republicii Moldova în 2023. Este vorba de o sumă adițională de 210 milioane de euro pentru Republica Moldova și Ucraina, anunță europarlamentarul român Zigvret Mureșan. Acești bani vor putea fi utilizați pentru investiții, modernizare în școli, spitale, dar și pentru gestionarea crizei generată de invazia Rusiei în Ucraina și implementarea reformelor necesare integrării europene. Republica Moldova este stat candidat și va deveni stat membru al Uniunii Europene, a notat eurodeputatul, fără a menționa ce sumă îi va reveni Republicii Moldova din noul pachet aprobat de Bruxelles. Iar și ministrul român de externe Bogdan Aurescu spunea că le va solicita omologilor săi din UE, care se reunesc la Bruxelles pentru a discuta despre consecințele războiului ruso-ucrainean, să ofere sprijin suplimentar Republicii Moldova, în special pentru depășirea crizei energetice. Republica Moldova a votat rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite ce prevede că Rusia trebuie trasă la răspundere pentru invadarea Ucrainei. Documentul a fost susținut de 94 de țări și prevede ca Moscova să plătească despăgubiri de război Ucrainei și să răspundă pentru comportamentul soldaților săi. Din cei 193 de membri ai adunării, majoritatea, adică 94 de țări, au votat pentru ca Rusia să fie trasă la răspundere. 14 împotrivă și 73 de țări s-au abținut. Printre statele care s-au împotrivit rezoluției se numără Rusia, China, Cuba, Mali sau Etiopia. S-au abținut în principal țări de pe continentul african, dar și Brazilia, Israel sau India. Spre deosebire de Consiliul de Securitate, unde Rusia are drept de veto, Moscova nu s-a putut opune adoptării acestei rezoluții. Din Europa, doar două țări n-au votat pentru. E vorba de Belarus, care s-a pronunțat împotrivă, și Serbia, care s-a abținut. Rezoluția cere ca Rusia să fie considerată responsabilă pentru orice încălcare a dreptului internațional și a Cartei ONU în Ucraina și să-și asume consecințele juridice ale tuturor acțiunilor sale ilegale. Documentul prevede și crearea unui mecanism de despăgubire atât pentru pierderile de vieți omenești, cât și pentru distrugerile materiale. Ukraine will have the daunting task of rebuilding the country and recovering from this war. But that recovery will never be complete without a sense of justice for the victims of the Russian war. Deputatul PAS Dumitru Alaiba a scris pe pagina sa de socializare că Republica Moldova va fi alături de Ucraina și poporul ucrainean până la capăt. Țara noastră a votat pentru. Suntem în rând cu lumea civilizată, iar eu din nou mi-am imaginat o clipă, un coșmar, în care acum hoții conduși din Kremlin ar fi la guvernare și ar vota contra libertății și pentru crime de război. Iar noi să nu ne spălăm de această rușine câteva generații înainte, cum va fi cazul Republicii Belarus. Vom fi alături de Ucraina până la urmă. Rezoluția nu are caracter obligatoriu. Ultimele date ale Școlii de Economie din Kiev arată că doar valoarea daunelor aduse infrastructurii civile și militare în Ucraina a ajuns la 114,5 miliarde de dolari. În iulie, guvernul de la Kiev a prezentat un plan de redresare a țării. Potrivit calculelor, refacerea Ucrainei ar dura 10 ani și ar costa 750 de miliarde de dolari. Deputații din blocul comuniștilor și socialiștilor cer demisia ministrului Justiției Serghe Litvinenko și a șefei de la Procuratura Anticorupție Veronica Dragalin. Parlamentarii opoziției au anunțat că vor depune o moțiune simplă pe politicile în justiție. Potrivit lor, Serghe Litvinenko trebuie să-și piardă mandatul în urma scurgerii în presă a conversațiilor de pe Telegram. Același lucru ar trebui să se întâmple și cu Veronica Dragalin, despre care aleșii BCS spun că a fost instalată în funcție în urma unui concurs trucat. Serghe Litvinenko
Litvinenko și Veronica Drăgălin nu au avut deocamdată o reacție la aceste acuzații. Anterior însă, ministrul Justiției a spus că înregistrările apărute în presă sunt trucate și că nu se va lăsa intimidat. Potrivit legii, moțiunea simplă poate fi înaintată de un grup format din cel puțin 15 deputați și se adoptă cu majoritatea voturilor parlamentarilor. Timp de un deceniu, numărul bolnavilor de diabet s-a dublat în Republica Moldova. Sedentarismul și alimentația nesănătoasă sunt printre cauze. Cu ce recomandări au venit medicii astăzi de Ziua Mondială a Diabetului, vedem în telejurnal. Cotul galben de ploi și Lapovița emis de meteorologi pentru sfârșitul acestei săptămâni a mobilizat drumarii. Pe mai multe drumuri naționale au fost aduse sare și nisip și a fost pregătită tehnică pentru dezăpezire. Colegul meu Nicolae Boico se află pe traseul național Chișinău-Leușeni și ne spune cum decurg pregătirile de iarnă. Nicolae, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, domnilor și domnilor! Reprezentanții de la Administrația de Stat a Drumurilor anunță că sunt pregătiți pentru iarnă în proporție de 75%. Asta înseamnă că majoritatea autospecialelor sunt deja funcționale, sunt reparate și gata de intervenții. În total, drumarii au la dispoziție aproape 600 de utilaje de dezăpezire. Le-au rămas de anul trecut peste 32.000 de tone de material antiderapant, aproape 9.000 de tone de sare și peste 45.000 de tone de nisip. Drumarii mai planifică însă să cumpere în viitorul apropiat alte 15.000 de tone de sare și 20.000 de tone de nisip. Tot acest material este păstrat în 39 de depozite acoperite pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Sunt 6 sectoare de drum, 6 sectoare problematice unde drumarii vor interveni după necesitate pentru a tracta mașinile de mare tonaj la deal. Aceste porțiuni de drum se află în pantă și în fiecare iarnă le dă șoferilor, în special celor de autocamioane, mari bătăi de cap. Iată, în aceste porțiuni drumarii deja au adus cantități de nisip care le va fi șoferilor de mare folos chiar după prima ninsoare. Meteorologii au emis cod galben de schimbare bruscă a vremii pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare joi și va fi valabilă până vineri. În acest interval de timp va ploua, iar ploaia se va transforma în ninsoare. Temperatura aerului va coborî în timpul nopții până la minus 7 grade Celsius. Acestea au fost toate informațiile. La revedere! Nicolae, îți mulțumim. Continuăm cu alte știri. Doi membri ai grupării criminale Borman, implicați într-un dosar de trafic de droguri din Spania în Rusia, au ajuns pe banca acuzaților. Suspecții sunt originari din Căușeni și au 30 și respectiv 43 de ani. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, valoarea stupefiantelor se ridică la peste 4 milioane de lei. În luna februarie, alți doi membri ai grupării au fost condamnați în același dosar la 9 și 10 ani de închisoare pentru livrarea drogurilor din Spania în Republica Moldova. Iar în august 2020 au fost reținuți alți membri, doi cetățeni ruși și unul ucrainean. Pe numele liderului și îngrupării infracționale Borman, Oleg Prudean, a fost deschisă o anchetă. El se declară nevinovat. De astăzi, pe globul pământesc, suntem 8 miliarde de oameni. Doar în ultimele 4 decenii, populația planetei s-a dublat, însă nu și în Republica Moldova, unde se înregistrează un declin demografic. Natalitatea scăzută, îmbătrânirea populației și migrația sunt principalii factori care amenință viitorul țării, afectând economia și sistemele sociale. Din 1959 până în 1999, populația globului a crescut de la 3 la 6 miliarde, iar în 2011 a ajuns la 7 miliarde de oameni. În Republica Moldova, însă, doar în ultimii 20 de ani, numărul de locuitori s-a redus cu 1 milion. Sute de mii de oameni au plecat la muncă peste hotare pentru a-și asigura o viață mai bună. Printre nemulțumirile celor care se mută în străinătate este și calitatea redusă a serviciilor publice. Oamenii competenți
merg în mediul privat. Și asta scade calitatea serviciilor publice. Noi trebuie să înțelegem că dacă vrem servicii publice calitative, trebuie să remunerăm oamenii. Tot în ultimii 20 de ani, numărul persoanelor de peste 60 de ani, raportat la 100 de locuitori, a crescut la 12 la 22. Îmbătrânirea populației se produce cu pași grăbiți. Conform prognozelor, spre anul 2040, populația Republicii Moldova va scădea până la 1,7 milioane de oameni. Promovarea politicilor de stat în domeniul demografic ar trebui să fie una dintre prioritățile guvernului, spun experții. Ministrul Muncii și Protecției Sociale afirmă că s-au făcut pași în această direcție. Conform studiului, familiile noastre își doresc în jur de 3 copii, iar în realitate statisticile arată că în medie în familiile noastre sunt în jur de 1,7 copii. Prin diverse schimbări legislative, sperăm noi că am stimulat tații să participe mai mult în educația copiilor. Am să vă dau doar un exemplu. Până recent, conceptul de paternitate putea fi luat doar în prima lună și jumătate în viața copilului. Noi am extins durata în care un tată poate să ia concediu de paternitate până la un an. În 2021, Fondul ONU pentru Populație a lansat un program regional pentru reziliență demografică, la care ia parte și Republica Moldova. Acesta prevede măsuri de îmbunătățire a calității vieții pentru a asigura creșterea populației. That's why we talk about demographic resilience, because it will make the society stronger, it will make the society more resilient. And I think Moldova cannot handle it alone. That's why this program covers the whole region of Eastern Europe and even Europe, because we have to team up together. We have to address the migration. We have to look what are conditions, how we secure, you know, workers who are outside, how we make sure that they have, as I said, the age and dignity and respect. Din cele 8 miliarde de locuitori ai Pământului, mai mult de jumătate, 4,3 miliarde, locuiesc în Asia. În India sunt 177 de milioane, iar în China, 73 de milioane de oameni. Se prognozează că anul acesta populația Chinei va atinge un prag, apoi va începe să scadă. Următorul miliard, omenirea l-ar putea atinge peste aproape 15 ani, ceea ce înseamnă că, la un moment dat, creșterea va încetini. ONU estimează că până în anul 2100, populația planetei ar putea ajunge la 10 miliarde. Creștinii ortodoxi de stil nou au intrat de astăzi în postul Crăciunului. Cu o durată de 40 de zile are multe dezlegări, pește, vin și ulei și se va încheia în ziua nașterii Domnului. Totuși, biserica îndeamnă oamenii ca în această perioadă să nu pună accent doar pe restricțiile alimentare, ci mai întâi de toate să sporească faptele bune. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În casa lui Tudor și a Elenei Botin din Chișinău, postul Crăciunului este respectat cu sfințenie de mai bine de 40 de ani de când s-au căsătorit. În satul soțului meu, Cartal, regiunea Odessa, raionul Ureni, de când e satul, s-a ținut sărbătorile pilon. Pe data 25 e Crăciun. La Crăciun tăiau porcii pe data 25. Trebuia să-i taie pe data de 7. Adică în ajung de 7 ianuarie. Noi avem motivul ăsta de a păstra tradițiile de acasă. Vinerea, miercurea, vinerea, noi și așa postim. Asta este, știți, frumusețea sărbătorii. Știți, de a putea să ne reținem. Și, cum a spus părintele, nu numai la mâncare și la gură. Dulceața, tocănița de legume sau murături au fost pregătite de gospodină de cuvară, astfel încât pe parcursul postului să aibă ce pune pe masă. Aici avem ardei, aici avem dulceață de prune, aici am suc de roșie, aici am ciuperci, din coace avem tocăniță de legume și le folosim și în post, dar și în afara postului. Potrivit Bisericii Ortodoxe, postul nu înseamnă doar restricții alimentare, ci, în primul rând, mai multă rugăciune și sporirea faptelor bune. Din toate posturile de peste an, care noi le avem de lungă durată, cele 4, postul Crăciunului este un post mai ușor, pentru care multe zile în care putem consuma pește, sunt legate aceste dezlegări de anumite sărbători. Basarabenii care țin post s-au grăbit să-și facă provizii și au mers la piață. Ia că fac cașă cu bostan, fac plăcintă cu curechi, cu cartofi,
și ținem dacă vrem, da, așa, nu tot postul, așa, din când în când. Vinerea, miercurea, așa, în prima săptămână, ultima săptămână, dar tot postul nu pot să-l țin, e greu. Eu nu-s bucătar, să vă spun, dar din tren sunt tare multe mâncăruri să faci. E foarte folositor. Dacă vezi, spune de mine, e tare folositor. E mâncare ușoară și lecuitoare. Iar nutriționiștii le recomandă oamenilor care postesc să o facă înțelept. Excesul de patiserie duce la acumularea de kilograme. Deci dacă nu doriți să arătați, să aveți kilograme în plus față de sărbătorile de iarnă, totuși respectați aceste condiții. Mai multe legume în orice stare. Cum am spus, și proaspăt, și călite, și fierte, salate, combinații, coapte, de care doriți. Și nu faceți exces de carbohidrați, de făinoase. Postul Crăciunului pe stil nou se încheie în data de 24 decembrie, în ajunul nașterii Domnului. În 10 ani, numărul celor care suferă de diabetes s-a dublat în Republica Moldova, iar medicii spun că tot mai mulți oameni se pot îmbolnăvi, pentru că sedentarismul și alimentația nesănătoasă devine un stil de viață. Soluția este nu numai un regim echilibrat, ci și verificările periodice la medic. Acesta a fost mesajul instituțiilor sanitare care au organizat testări gratuite pentru glicemie de Ziua Mondială a Diabetului. În mare parte observăm creșterea numărului de pacienți cu diabet zaharat de tip 2. Este un tip de diabet care depinde de modul nostru de a ne alimenta, de sedentarism. Secția endocrinologiei din cadrul Spitalului Republican funcționează pe 60 de paturi și majoritatea sunt persoane cu diabet zaharat. Diabetul zaharat de tip 1 poate să apară și la copil. Avem tineri cu diabet zaharat tip 1 de 18-19 ani. Specialiștii în sănătate publică spun că numărul celor diagnosticați cu diabet a crescut considerabil în Republica Moldova, comparativ cu alte state europene. Ultimele date statistice pe care le are la dispoziție Agenția Națională pentru Sănătate Publică arată o dublare a numărului de îmbolnăviri în numai un deceniu. Pavel Melnic luptă cu diabetul de 17 ani și a trebuit să-și intensifice tratamentul după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Primele simptome când s-a dat oboseală și era uscături în gură, mai ieșe apet pe corp, face un tratament pentru vasele sanguine să dilateze, să curăță, să fiindcă mărțesc membrele și inferioare și la capte, la dești. Alexandru Tabără mărturisește că multă vreme a neglijat tratamentul și regimul alimentar recomandat de medic, iar asta s-a văzut. Ne dându-i însemnătate mare, desigur n-am respectat indicațiile medicului la moment. Pe urmă, peste câțiva ani, iarăși m-am dus, am dat analiza de rutină. Nu sunt starea ca să nu fiu în putere să profesez mai departe. Eu știu dacă o să continuu să respect. Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, în mai multe farmacii a fost organizată testarea gratuită la glicemie. Zeci de persoane au venit de dimineață să vadă dacă suferă sau nu de diabet. Înainte de a fi testați, oamenii au trebuit să răspundă la un chestionar pentru a-și evalua starea de sănătate. Majoritatea celor care au venit aici nu aveau nivelul ridicat de glicemie. Riscă să se îmbolnăvească de diabet cei care suferă și de obezitate sau au avut astfel de cazuri în familie. La nivel mondial, peste 300 de milioane de adulți au fost diagnosticați cu această maladie, care a provocat 6,7 milioane de decese numai în anul 2021. Duminică începe cel mai mare eveniment sportiv al anului, campionatul mondial de fotbal, care va fi găzduit de Qatar. Cum decurg pregătirile pentru spectacolul sportului rege, vedem în telejurnal. Continuăm cu știri externe. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a cerut liderilor țărilor din grupul G20 să renunțe la divergență și să-și unească forțele pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Într-o adresare transmisă prin videoconferință în debutul summitului G20 din Indonezia, Zelensky a prezentat un plan de pace cu 10 condiții ale Kievului.
Între cele mai importante condiții înaintate de Kiev pentru încheierea unui acord de pace sunt retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei și compensarea tuturor pierderilor cauzate de război. Președintele ucrainean le-a spus liderilor celor mai mari economii ale lumii că țara sa va continua să lupte atât timp cât Rusia va refuza să accepte condițiile Kievului pentru încheierea unui tratat de pace. Volodymyr Zelensky le-a transmis participanților la summit că au puterea de a opri războiul dacă vor da dovadă de voință. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору і глобальної дестабілізації. Впевнений, що саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну. Acesta este primul summit al țărilor din grupul G20 de la începutul războiului ruso-ucrainean. Președintele rus, Vladimir Putin, a renunțat să participe la actuala reuniune, Rusia fiind reprezentată de ministrul de externe, Sergei Lavrov. Șeful diplomației de la Moscova se afla în sală în timpul discursului ținut de Zelensky, care a numit grupul țărilor prezente G19, excluzând Rusia. Chiar dacă nu figurează pe agenda oficială a reuniunii, tema războiului ruso-ucrainean e dominantă. Actualul conflict are consecințe economice grave pentru toate țările lumii și reprezintă o amenințare nucleară pentru întreaga planetă. În cadrul grupului G20 persistă diviziuni cu privire la reacția țărilor membre față de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Jumătate dintre țările din G20, e vorba în special de cele occidentale, sprijină deschis Kievul și condamnă agresiunea Rusiei, ceea ce refuză să facă celelalte țări membre în frunte cu China. Croația a început numărătoarea inversă pentru aderarea la spațiul Schengen. De la 1 ianuarie 2023, Croația devine membra spațiului de liberă circulație. Deși România a intrat în Uniunea Europeană înaintea Croației, soarta ei în privința Schengen rămâne deocamdată incertă. Autoritățile croate au început dezasamblarea punctelor de trecere a frontierei cu țările Uniunii Europene deja în Schengen, Ungaria și Slovenia. Rămân totuși în picioare cabinele vameșilor, întrucât reintroducerea controlelor la frontieră poate fi decisă oricând, individual, așa cum se întâmplă și în prezent. Da, poliția odlasi sa područja graničnog prelaza, ostaju kontrolne kućice i druga infrastruktura zbog mogućnosti ponovnog uvođenja graničnih kontrola. Međutim, rampe i table i slično, to će se maknuti ti radi slobodnog prolaska vozila i putnika. Svaka čast, mogu to i prije, ali to dobro je. Bolje i sad nego nikad, ja. Super, to će biti pravo. Bravo. Croația desfințează punctele de trecere numai de la așa numitele frontiere interne ale Uniunii, însă controlele la frontierele externe cu Bosnia, Serbia și Muntenegru se mențin. Gdje se iduće godine uvode dva nova sustava koja će nalagati uzimanje biometrijskih podataka trećim državljanima. I tu očekujem da može doći do velikih gužvi na granicama sa trećim državama, znači ne između zemalja članica, nego... Pentru Croația, 1 ianuarie 2023 nu înseamnă numai intrarea în Schengen. Croații vor intra și în eurozonă, adică vor trece la folosirea exclusivă a monedei euro. Duminică începe magia fotbalului, campionatul mondial din Qatar. Cel mai mare eveniment sportiv din acest an este transmis în direct și în exclusivitate de televiziunea română. Totul este pregătit deja la Doha, capitala Emiratului. A sosit și cel mai râvnit trofeu, Cupa Mondială. Pe stadioanele Lusail și Al Bayt se vor desfășura majoritatea competițiilor, dar mai sunt 6 arene în tot Emiratul care vor avea un rol esențial în campionatul mondial. Unul dintre ele este Ahmad Bin Ali, la marginea deșertului, la 20 de kilometri vest de Doha. A fost construit special pentru campionatul mondial de fotbal 2022. Prima partidă de aici va fi pe 21 noiembrie între Statele Unite și Țara Galilor. Pe toate stadioanele, fanii însetați au la dispoziție spații speciale de unde pot urmări meciurile și pot bea un pahar. Alcoolul e interzis pe stadioane și chiar și în spațiile special amenajate, consumul e permis numai cu 3 ore înaintea partidei și o oră după. Însă proprietarii barurilor și restaurantelor au montat ecrane uriașe pentru clienți și și-au făcut stocuri serioase. Prices here to London, like central London prices, you're probably paying similar, if not less. In terms to meet the demands, all the hotels are gearing up, so we are doing it, gearing up with 8 to 10 times more in the stock, which we usually use. Localnicii sunt bucuroși că Emiratul va fi timp de aproape o lună de zile kilometru zero al fotbalului mondial. Sunt conștienți că vin turiști din alte culturi cu alte obiceiuri, dar nu au nimic împotrivă, atâta vreme cât respectă cutumele.
اتمنى ان يحترمون العادات والتقاليد اللي موجوده في بلادنا. تقاليدهم يعني شكل يعني مثلا يجب يبون سياحه يبون يشربوا الخمر يروحون ديسكو هذا ما شيء وهذا كذي. După o călătorie prin 51 de țări pentru a promova marele eveniment din Qatar, la Doha a sosit trofeul Cupei Mondiale de Fotbal, unul dintre cele mai râvnite din lumea sportului. Domnilor, domnilor, atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la Telejurnalul Orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Carina Miller și mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere!